Mamă, cum arată insula? Băi, ți s-au de ușa. Mamă, a venit ăsta. Ce faci, mă? Nimic, am așcat și mai ca. Mamă, Robert, ce mi-ai făcut, mă? Salut, băieți, sunt Robert și astăzi facem mare farsă lui Răzvan, îi toarcem insula cu fundul în sus, bine, nu la propriu, dar eu facem varză. Dar până atunci nu uitați să apăsați pe butonul de like, de subscribe și să treceți pe la canalul meu, îl aveți în descriere și haideți să începem. Deci, ideea stă în felul următor, vreau să îi tai toate frunzele de la toți copacii și să îi le pun jos în bunker. Avea Răzvan planul să-și facă casă prin copacii din astea, dar după farsa asta, nu cred că mai face nimica. Hai să începem cu ăștia mici. Ferma asta cam prea arată așa. Hai să sărim și noi, zic și eu. Uite, vă că deja avea niște sărituri pe aici. Sărim și prin uit că, na, nu are el bani și își repară. Așa, animalele, bă, nu le fac nimica, că totuși au fost întoarse cu curul în sus. Mi-e și milă așa de ele. Și ce v-am zis aici, parcă avea asta așa. What the fuck e? Mamă, Răzvan are aici mare fermă de porci. Deci vreau să umplu pe aici toată zona să fie numai cu frunze. Și hai că mă iau la vorbă și hai că mai iau frunze. Ajunge el acasă și eu n-am luat nicio frunză. Frunzele se spar super repede. N-ar trebui să fie o problemă. Ce ciudat arată stupul ăsta pe buturug așa că nici măcar frunze nu mai are și spargi. Totul a trebuit să decurgă decât de repede, dar ideea e că se sparge destul de ușor foarfeca. Așa, dacă tot îi distrugem insula, îi facem și puțin așa terraforming. Dar ce are, mă? Sunt dovleci din aia cu... deluminează. Îi spargem și noi cu aici, albina o lăsăm în pace că n-avem nimic cu animalele. Așa, îi mai spargem, îi dăm și așa. Eu zic că arată mai bine insula așa. Între timp ni se sparge și foarfeca și trebuie să ne ducem să luăm alta, dar momentan uite cum arată, eu zic că arată foarte mișto, am mai lăsat pe acolo niște frunze, că na, să fie așa, le-am folosit pe ăsta să mor și haideți să ne facem o foarfecă nouă. Mergem aici și eu zic să începem să punem, am strâns aici câteva stecuri de frunze și punem și noi pe aici, nu trebuie să umplem neapărat prin fiecare colț, dar... Stai că ne mai trebuie de aici. Eu zic că ne mai facem câteva acolo, câteva farfece. Punem așa, așa și pe aici. Și mai vreau să-i sparg și copacii și să le dau foc și de-astea. Dar momentan hai să terminăm aici, să ne luăm o grijă. Oh, dar nu prea am ce face cu atâtea stecuri. Deci eu zic că prank-ul ăsta merită mare, mare like acolo. Deci dacă nici prank-ul ăsta nu face cel puțin 10.000 de like-uri, ne lăsăm, adică... Na, dacă mă prinde acum, îmi dau delete la viață dacă mă prinde în timp ce eu lucrez pe aici. Îi acopăr aici intrarea la chesturi ca să nu mai să facă și el alte foarfece. Ideea cu prank-ul ăsta e că el poate să spargă foarte ușor frunzele astea, dar na, acum ce pretenții să avem și noi și la portal. Bă, la portal cred că chiar mi-ar mulțumi că are o grămadă de porci din aia din Nether, care e... mișună pe aici. Deci la final vreau să-mi dați o notă la noua insula lui Răzvan și dacă s-o schimbe sau s-o lase așa. Eu cel puțin, uitați cum arată. Eu zic s-o lase așa, arată foarte, foarte mișto. Și bă, copacul ăsta cam prea e așa în mijloc. Îl spargem și noi. Ma, creeper, ia. Așa, să rămân. Mamă, i-am distrus de ei, se vede și puțin din bază și de port. Oare a spart portalul? A, nu. Între timp am văzut că mai avea și el princes niște frunze și am zis să le iau că, na, a, uite și flinte stilul, e perfect. Am putea să-i mai luăm, uite, de aici niște diamante, le punem, uite, le aruncăm așa prin tot chestul. Îi punem așa, așa, să fie frumos acolo. Ce aici? Ai un sedel. A, n-am spațiu în inventar că el aș fi pus în altă chest. Mă, mie să mă duc pe la intrare, ies eu pe aici. Ok și, na, aici am spart eu la villager, mai erau doi copaci, dar, what the fuck, uite-l pe ăsta cu... Aruncat unul cu tridentul? Ia, poate ne pică trident. N-a picat trident. Ar fi mișto. Bine, a picat în videoclipul ăla cu noi, dar acum și ce pretenții să avem. Bă, nu prea aș da foc la copacul ăsta că n-aia. E
o albină aici și în videoclipul ăsta n-a venit cu animale. Uite la ăsta, îi dăm foc. Hai că nici n-am luat eu foc. Așa, am dat foc frumos la copacul ăsta. Îi dăm și la ăsta să... Sper să nu ardă și albina. Mă duc repede să fac... Adică stai că pot să fac la mine în inventar. Două foarfeci. Trei. Două. Așa. Și să tăiem aici, să nu ia foc albina. Așa, îl spargem și pe ăsta. Îi facem lemnul răzvan. Și ăsta, și ăsta. Ăsta nu îi dăm foc ăstuia, că e cam prea... Cam prea mare. Mamă, stai că... Nu! Fine. Vreau să-i dau foc, dar era albina. Bine ăsta de albine și nu vreau să-i dau foc. Gata. Ăsta așa, sper să nu ia villagerii foc, mă bate cu făcălețul Răzvan când vine. Așa, momentan nu prea mai e niciun copac pe insulă. Ăștia i-aș lăsa și așa mai chelioși, că... Bine, mai dau foc, uite la ăsta. Ăsta. Gen că arată Caterinca. Îi mai pun eu frunze așa. Bă, să fac de parcă sunt întoși cu fundul în sus, copacii. Bam, bam, bam. Bam, bam. Băi, găinușă. Așa, bam, 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 bam. Trebuie să și mâncăm, că... Ghejar. Deci gata, îi întoarcem copacii cu fundul în sus. Uite cum arată. Băi, uite-l pe ăsta, mă sabotea. Nu, nu. Abia acum am realizat că ăstea poate să iasă. Nu. Înapoi. Înapoi. Na, au ieșit câteva animale, dar na. Hai. Bă, ce... Bă, da. Na, să fim și noi băieți, să nu-i lăsăm groapă. Îi umplem și noi aici, măcar. Îi umplem, să fim și noi băieți. Gata. Perfect, zic eu. Bă, băieți, mi-a venit o idee. Să luăm noi din Nether sau să vedem dacă are Răzvan niște netherrack și să dăm foc, că știți că acolo rămâne. Bă, da, cred că mă duc eu mai bine și iau decât să sparg construcția mea la care am muncit o grămadă de timp. Ia, avem aici. Să fie acolo, zic și eu. Ok, ne întoarcem. Avem 12. Deci îi punem pe insulă și o să rămână focul. Aici are ceva ascuns? Mamă, era mișto dacă avea ceva după tabloul ăsta. Așa. Uite. Aici, poc. Aici, poc. Poc. Mamă, cum arată insula. Cum arată insula fără niciun copac. Îl tăiem și pe ăsta să nu fie. Așa, perfect. Mamă, deci arată forță rău insula. Maleo. Bă, ăsta, da, ăsta n-au luat foc, mă. Mamă, stai că trebuie să mor puțin, sau... Măcar a rămas el cu capetele, să nu zică că... Măcar atâta. Vezi că are ceva capete, nu glumă. Uite, pune și pe aici. Bă, dar și... Nu, aș fi pus și jos, și jos în bunker, dar cam iau foc alea. Și nu ia face. Așa, bă, dar bambusul ăla cam prea e crescut. Eu zic să mergem și noi și să îl spargem. Pe cât posibil să nu-i spargem pe aici, prin fermă. Așa. Și la asta dăm foc. Așa, la bambus am zis. Poc. Prum, bum, 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 bum. Luăm și o bucată de pepen. Că, na, ne e foame și nouă. Adică nu ne e foame, dar am zis că mâncăm și noi. Și eu zic că arată chiar bine insula. Voi ce ziceți? Dați acolo o notă... În comentariu o notă de la 1 la 10 și dacă iese media 10, o lăsăm așa, îi lăsăm casă. Mamă, arșigardul. Asta nu făcea parte din plan. Așa și haide să... Băieții s-au de ușa. Mamă, a venit ăsta. Mă. Bă, n-aveau Pepsi. Păi... Ce faci, mă? Nimic, am așa și un maestra. De ce ești pe... Multiplayer. Păi m-am jucat și eu pe Hypixel. M-am jucat... Te-ai jucat pe Hypixel? Da, m-am jucat Bed Wars. Păi da, acum am ieșit că acum știam... Acum ieșit? Da, știam că vrei... Intri tu și... Cred păi că hai să filmăm Topicraft. Nu știu, nu prea pot acum. Prea poți? Ce-ai făcut, mă, pe Topicraft? Nimica, mă, n-am făcut nimic. Bă, tu ai făcut ceva pe Topicraft.
Bă, treci în coa, unde fugi? Treci în coa, ce ai făcut aici? Eu... Bă, asta e insula mea, vorbesc serios? Eu n-am făcut nimica. Vorbesc serios că asta e insula mea. Nu e asta. Bă, unde-s copacii? Frate, eu voiam să fac casă efectiv în... Bă, băia... Bă, zici că a aterizat meteorit, efectiv. Zici că a aterizat meteorit, uite pe ăsta pe afară. Ia uite-i, bă. Mamă, Robert, ce mi-ai făcut, mă? Bate și vecinul cu bormașina. Cred că scobor mașina la tine acum, să vezi. Bă, ce-i cu inventarul ăsta, frate? Doamne. Dar la... eu n-am făcut nimica. Deci m-a trimis la magazin să iau Pepsi. Măcar au avut Pepsi? N-au avut Pepsi, ți-am zis că n-au avut Pepsi. Bă! Doamne, ferește. Bă, măcar o parte din copaj mai e acolo. Doamne fere, uite unde s-au blocat copacii mei, uite unde sunt copacii mei. Tu vrei să-mi spui mie că eu trebuie să stau acum să fac curat? Aolo, Robert, te omor. Îl pui pe ăla care ți-a făcut farsa să curețe. Cum adic? Păi nu am. Aaa, nu, tu ai făcut-o, tu care erai la PC. Păi tu care erai la PC. Ia uite și filma, eu acum văd. Eu bă, și mai păi și filma. Am filmat Bedors. Ai filmat Bedors, da? Hai că a filmat Bedurs dacă e ceva. Deci băi și fete, mi-a făcut-o Robert aici din câte vedeți. Ne-a cocoșat. O să stăm să facem pe aici curat. Nu știu, deci mi-a distrus toate șansele cu bala în copac. Bă, ce frate aici? Păi bubui sunt un creeper și am zis să stup și eu să mă filmez. Am înțeles. Să vezi că sunt și eu băiat. Doamne, ești băiat de băiat, nu mai pot. Da, băi și fete, ce să facem aici? Deci am avut și noi insula, dacă e ceva, animalele sunt peste tot. Bă, da, chiar, animalele chiar... Eu uite-o pe aia, cum a picat în vag. Nu, ideea e că am dat foc la copaci și a luat și gardul foc. Bă, da, animalele chiar nu trebuia să te iei de ele, adică... N-am vrut, da, ideea e că, uite, am încercat să astup acolo, da. Am înțeles, hai să dăm o tură la noua insulă, ce părere aveți? Bă, am stabilit cu băieții că dacă dau nota 10 din 10, las insula așa, răzvan. Deci las insula așa? No. Deci uite-te și tu cum arată insula, zici că e ultima insulă de pe Topicraft, efectiv, o să râdă și curcile de mine. O să râdă și curcile, da, mă, băie și fete, bă, ce să vă mai zic, bă, ăsta ar fi episodul... Păcat de insulă, ce să facem? Va trebui să facem altceva cu insula. Acum cred că o dăm la vânzare, o punem pe OLX. La licitație, da, cred că dau bani să-mi ia cineva. Efectiv, cred că dau eu bani să-mi ia cineva. Ce să vă mai zic? Da, mulțumesc, Robert.